a început în momentul în care raportorul Uniunii Europene pentru România, baroneasa Emma Nicholson, a cerut ca Ana Maria să fie luată imediat de lângă soț. Pe 27 septembrie 2003, căsătoria Anei Maria Cioabă cu Mihai Biriță a devenit un subiect de presă mediatizat la nivel internațional. Ca urmare a acestei mediatizări, Comisia Europeană a reacționat și sancționat guvernul României pentru a lua măsuri în acest caz. Această manifestare a provocat în rândul comunităților de romi un mare scandal. Întrucât fiind un obicei de sute de ani ca aceste căsătorii să se realizeze la vârste fragede, romii nu au putut accepta renunțarea imediată la tradiție și nici tragerea la răspundere penală. Mesajul care a plecat de la Uniunea Europeană a fost pus în practică nu numai în țara noastră, ci în toată Europa, punând în dificultate comunitățile tradiționale de romi. Nunta Anei Maria Cioabă și a lui Mihai Biriță a făcut în conjurul lumii. Ceea ce trebuia să fie un moment unic în viața lor, un moment de fericire și dragoste, s-a transformat într-un scandal de proporții. Înainte de a-i acuza, încearcă să-i cunoști. Căsătorile timpurii nu se împacă cu legile statului român și nici cu legile europene. Și chiar dacă există o tradiție la noi de sute de ani și acest lucru s-a făcut, cred că a venit momentul ca noi să facem această schimbare. Pentru că comunitățile de rom trebuie să înțeleagă că noi, dacă vrem să fim cetățeni europeni și să fim considerați ca cetățeni europeni, noi trebuie să și respectăm legile și trebuie să ne încadrăm în ceea ce fiecare cetățean european o face, adică respectă legile acestei Europe. Iată, romii, să știți că la început au fost foarte suspicioși, dar cu timpul, datorită la aceste întâlniri pe care noi le-am avut periodice cu ei, în care noi le-am arătat aceste lucruri, s-a ajuns la cum au înțeles acest lucru și iată că și ei sunt de acord să încetul cu încetul să schimbăm aceste legi. Dar, desigur, aceasta nu se poate face peste noapte. Aceasta nu se face cu procuratura și cu poliția la ușă. Aceste lucruri trebuie să parvină din interiorul comunității și tocmai în acest sens noi am sensibilizat comunitatea și au fost foarte bune aceste, să zicem, aceste întâlniri. Este foarte bine că s-a mers în comunități, că li s-a explicat acest lucru. Noi în comunitățile de rom avem foarte mulți oameni care nu știu carte. Ei nu aveau de unde să știe aceste lucruri, au înțeles aceste lucruri și iată că ștacheta s-a ridicat, asta însemnând că copiii încep să se căsătorească la vârsta aproape de vârsta legală sau chiar de vârsta legală și cred că transformarea încetul cu încetul se va face și în decurs de câțiva ani de zile cu toții vor înțelege că legea trebuie respectată și că trebuie să ne încadrăm în acest lucru. Poporul romilor este poporul oamenilor liberi. Dragostea de viață și libertate îi caracterizează pe romi. Cerul, pământul și drumul sunt simbolurile vieții lor, reprezentate pe drapelul romilor din întreaga lume. Romii sunt primii călători ai terei. Nimeni nu a căutat să-i înțeleagă și să se apropie de ei așa cum au reușit ei să învețe totul despre oamenii lângă care trăiesc. Numai oamenii înțelepți, mari artiști ai vremii, dintotdeauna i-au îndrăgit și au încercat să redescrie vraja vieții, să le transpună muzica în opere, să le picteze frumusețea sufletului ca zorii primăverii. Rezultatul cunoașterii romilor a determinat crearea unor opere de artă care dăinuie peste timp. De-a lungul timpului, romii nu au căutat să trăiască departe de pădure, apă și foc. Ei sunt și astăzi un popor fără patrie și fără frontiere, fără o țară pe care să o găsești pe hărțile lumii, tocmai pentru că libertatea romilor nu poate fi îngrădită. Viața romilor este un mister pentru a fi trăit din plin în libertate. Toți oamenii se nasc liberi și așa ar trebui să rămână. Vine un timp când simți că nu mai poți avea libertate, iar ei luptă în timp și împotriva timpului pentru a păstra simplitatea modurilor de viață. Romii au înțeles obiceiurile celorlalți, le-au învățat și le respectă. Este vremea ca și ceilalți să-i înțeleagă, să-i cunoască, să se bucure că există, să-i apropie ca prieteni.
Sufletul romilor este deosebit, primitor și deschis spre prieteni, mai ales spre cel ce ne-a creat pe toți. Legile lor sunt legile firii de la începutul lumii. Ei știu să trăiască frumos și curat. Filosofia culturii tradiționale rome se bazează pe opoziția pur-impur, ca fiind fundamentul gândirii lor dintotdeauna. Puritatea reprezintă respectarea ordinii și armoniei universale, iar impuritatea, ruperea acestui echilibru prestabilit prin legi de comportament. Conceptul de pur în cultura tradițională a romilor implică atât dimensiunea fizică, cât și pe cea spirituală. Puritatea trupească nefiind altceva decât reflectarea purității morale. Considerăm că cea mai importantă caracteristică a căsătoriei tradiționale la romi nu este vârsta, ci puritatea ujipen, puritatea fetei la căsătorie. Așadar, acesta este lucrul pentru care noi pledăm. Considerăm că deja o schimbare se produce în acest sens în comunitatea tradițională. Copiii romi tradiționali merg tot mai mult la școală, se căsătoresc la vârste puțin mai înaintate, 14-16 ani. De altfel, căsătoria la vârste foarte mici este o excepție, se întâmplă în rare comunități și considerăm că și acei copii căsători, acei tineri căsătoriți la 16 ani își pot continua studiile. De altfel, ne dorim ca aceste studii să se continue cât mai mult și totodată să se păstreze valorile culturii tradiționale. Să existe o sinteză și o creștere și o schimbare organică, nici de cum una impusă prin puniție. Pledăm pentru aceasta, luptăm pentru aceasta și deja mentalul colectiv, în mentalul părinților romi, schimbarea se produce. Despre mariajul timpuriu în comunitatea romilor s-a vorbit mult și se vorbește în continuare. Aceste mariaje, în ultima perioadă, au început să devină mai rare în privința copiilor cu vârste foarte mici. Ei și-au dat seama că trebuie ca totuși copiii să fie lăsați să crească. Însă, noi avem o problemă foarte mare în cadrul familiei, deoarece părinții trebuie să înțeleagă acest lucru și până când părinții nu-și vor da seama că această situație nu mai poate continua, cred că mariajul copiilor va fi în continuare. De aceea, noi am putea spune că facem un apel la părinți, mai ales la tați. Ei trebuie să înțeleagă că și femeile trebuie să aibă un rol foarte important în societate. Doar femeile trebuie să le dea educația copiilor. De aceea, mamele trebuie lăsate să participe mai mult la educația copiilor, să spună părerea, în primul rând, ce ar vrea și ele pentru copiilor. Nu doar tații să facă acest lucru. De aceea, cred că în comunitatea romilor, cred că ar trebui ca femeile să facă un pas înainte, să spună părerea și ce vor ei pentru copiilor. În primul rând, cred că școala are rolul cel mai important în formarea unui copil. De aceea, fetele, în special fetele, ar trebui lăsate la școală, atât fetele, dar și băieții trebuie lăsați. Deoarece în societatea noastră, în anii în care trăim, meseria lor s-a cam pierdut. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să-și facă și o altă meserie. Deci copiii trebuie învățați să fie moderni în ziua de astăzi. De aceea, familia are un rol foarte, foarte important. Ca consecință negativă în mariajul timpuriu este distrugerea copilăriei, adolescenței. Deci fetele pierd adolescența. Vârsta adolescenței la fete nu există, deoarece de la copilărie ei trebuie să treacă direct la maturitate. Gândirea lor trebuie să fie matură, nu trebuie să mai fie o gândire adolescentă, deci nu trebuie să mai viseze, nu trebuie să-și mai facă iluzii, cum va arăta viața lor, ce vor face ele când vor fi mai mari. Deci toate acestea trebuie să dispară din memoria lor și trebuie să aibă o gândire matură, deci să aibă responsabilități, să facă
facă curățenie, să aibă grijă de casă. Foarte multe dintre ele au și copii la 14-15 ani, deci încă o datorie în plus, cea de mamă, care este o datorie foarte, care are o răspundere foarte mare. De aceea asta este situația negativă la copiii căsătoriți timpuriu. Ei, fiind căsătoriți de mici, se învață unii cu alții și formează o familie foarte bine închegată. Fata și băiatul cresc împreună și așa se formează o familie foarte bine închegată. Fetele nu ajung să umble pe la discoteci, să ajungă să umble brambura pe străzi. Băieții au responsabilitatea de lucru, de a-și vedea de nevastă, de a-și vedea de un copil, dacă chiar au, și cred că ăsta este un lucru pozitiv. Noi trebuie să ne integrăm în Europa. Și Europa până acum nu a cunoscut problemele romilor. Pentru Europa, problemele romilor au fost necunoscute, însă acum, fiind un val mare de emigrare din Europa de Est, ei au văzut, s-au confruntat cu problemele romilor. De aceea, ei trebuie să înțeleagă că această comunitate de romi până acum a fost lăsată în voia sorții și prin mai multă înțelegere, dar cred că și prin mai mult sprijin, cred că aceștia s-ar putea integra foarte bine în Europa. De aceea, nou val de tineret care va veni, va trebui să lase, să-și lase umblarea asta, migrația, cum s-a spune, dintr-o țară într-alta, și ar trebui să se hotărască să învețe mai bine, să-și facă o meserie, să aibă o diplomă. Atunci, într-adevăr, cu această diplomă s-ar angaja mai bine, ar avea un salariu mai bun și viața lor ar fi alta. Și fetele ar trebui să facă același lucru și să lăsate să muncească, să-și aleagă un serviciu, să aibă o diplomă, să știe ce se întâmplă în această lume. Doar școala le poate oferi acest lucru. Și în familie să fie lăsați amândoi să hotărească ceea ce vor pentru copiilor, nu doar unul singur, și mai ales ce vor ceilalți din jur. Deci eu cred că ar trebui ca părinții să hotărească în primul rând ce este mai bine pentru copiilor. Într-o familie modernă, într-o familie în care părinții gândesc mai departe, deci în viitor, copiii sigur o să fie niște copii care învață și care o să se integreze mai bine în societate. Se discută foarte mult despre căsătoriile timpurii la romi ca o tradiție, care însă tradiție a fost și la români și în alte țări acum 100-200 de ani. Popoare care și-au depășit această tradiție, dar într-o perioadă destul de lungă. Romii s-au mișcat un pic mai încet în acest domeniu, dar noi suntem optimiști că în timp și aceste tradiții se vor diminua spre dispariție și la romi. O fetiță care se căsătorește la 12, 13, 14 ani și mai face și un copil, e clar că nu este dezvoltată fizic ca să facă acest lucru și îi dăunează ei și copilului. Un alt drept care zic eu că li se restricționează este dreptul la educație. Iar educația este extrem de importantă exact pentru a trece de acest, hai să zicem, impas, dar de acest fenomen de căsătorie timpurii. În momentul în care copiii romi sunt căsătoriți, după cum bine știți, de regulă fetele nu mai sunt lăsate la școală. Deci pentru ele e clar discriminare și nu mai au acces la educație, trebuie să fie acasă, să fie supravegheate. Mă rog, că se pot întâmpla și lucruri neplăcute, să fie răpite sau eu știu ce alte probleme, dar trecând peste asta, esențial este că nu mai merg la școală
ceea ce e un handicap pentru ele. De asemenea, faptul că părăsesc atât de devreme școala poate să fie o cauză a găsirii unui loc de muncă. Chiar dacă ar vrea să se ducă o femeie, o doamnă căsătorită de etnie romă, să-și găsească un serviciu, faptul că nu are educația corespunzătoare și pregătirea necesară pentru o slujbă bună, vorbesc, duce la probleme economice în familie și la marginalizarea ei din stat. Este foarte adevărat, din câte știu eu, copiii sunt foarte iubiți în familiile rome. Și mă gândesc că părinții trebuie să judece și din aceste puncte de vedere copilul. Adică să-i acorde șansa de a merge la școală, de a se pregăti pentru viitor. Un alt drept care cred eu că este nerespectat, dreptul la opinie. Copiii aceștia nu sunt întrebați dacă vor sau nu vor să se căsătorească cu cineva. De regulă, astea sunt lucruri aranjate între familii. Sunt Iuliana, am 19 ani, am fost măritată la 14 ani. Noi ne-am pregătite pentru măritat. N-am putut să mă înțeleg cu soacra, cu socru, cu soțul. N-am fost nici cu soțul o comunicare, n-am avut niciun fel de înțelegere cu el. N-am vrut să fim soț și soție, nici prieteni n-am vrut să fim. Tot timpul am fost dușmani în casa aia. Am un copil mic, îl cheamă Miuțescu Alex Iulian, are 2 ani. În calitate de mamă am vrut să cresc și eu, în ciuda tuturor neînțelegere tot în acest timp, am vrut să-mi fac o familie și totuși n-am mers cu un copil. Am vrut să fie, să am și eu un mers în viață, dar nu s-a putut. Nu știu, vreau să am o viață așa liniștită, nu să fie tot timpul agitată de soacră, de socru. Nu, soțul să fie și el mai înțelegător, să nu fie tot timpul. Vreau și eu o viață normală, ca toată lumea. Cu fostul tău soț a fost și ca și când un prieten ne saluta pe stradă, deci nimic altceva. Un salut și atât și pa. N-a fost nimic între noi. În acest timp am fost un fel nici amici, ca amici mai vorbesc, mai, dar nu, n-am fost. N-a vrut să fim nici prieteni, nici soț și soție, nici mamă și tată, n-a vrut să fie. Pentru, eu am vrut să fiu și soție, și prietenă, și mamă pentru aceștia, și noră, dar nu am mers. O să-mi caut și eu norocul unde o fi și până la urmă o să găsesc eu un rost în viață. Nu vreau să mai iau legătura, să mai ia legătura părinții mei, bunicii mei, nimic, să mă mai căsătorească ei. Vreau să mă căsătoresc eu singură, să-mi aleg pe cine vreau și să iau pe cine vreau eu să iau. Pentru că dacă eu îmi iau pe bărbatul ăla degeaba, că nu pot să-l iubesc. Nu pot. Ceea ce mi se pare însă bun în ultima vreme e că s-a auzit din ce în ce mai puțin de astfel de cazuri, cu câteva excepții de senzație, să spunem, copii de 12-13 ani care au născut, fetițe care au născut. În rest, nu au mai fost cazuri flagrante. Eu nu știu acum dacă s-au făcut sau nu s-au mai făcut niște aranjamente între familii, dar oficial nu s-a mai auzit de ele. De asemenea, din ce în ce mai mulți copii merg la școală, ceea ce înseamnă că
părinții au înțeles că educația le-ar folosi copiilor pentru viitorul lor. Eu sper foarte mult ca în timp toți copiii romi să se bucure de educație completă și să se poată încadra în societatea românească. Nu zice nimeni că nu o să mai plece în străinătate și românii pleacă în străinătate să-și caute un loc de muncă mai bun. Dar faptul că ei totuși sunt născuți aici, consider că fac parte din această societate și sperăm că în timp toți copiii români, alături de români, nemți, maghiari, ce mai avem noi pe aici și de toți copiii lumii în ultima instanță, să se bucure într-adevăr de aceste drepturi. Iar căsătoriile timpurii să rămână o tradiție despre care vom vorbi la trecut, așa cum vorbim și despre căsătoriile timpurii de la români de acum câteva sute de ani. Dacă doi oameni nu se iubesc, atunci acea căsătorie nu are nicio valoare, este un eșec pentru acei doi oameni. Din ce cauză nu se iubesc? Pentru că au decis părinții lor, cei mai în vârstă, bunicii, părinții sau cine o fi. Că asta e legea noastră, trebuie să te iei după cei mai, care sunt cei mai în vârstă și legea vine de demult și trebuie respectată. De aceea legea asta n-aș vrea să mai, cum să spun așa, să mai existe, că nu ajută, nu ajută la nimica. Cel mai bine ar fi să lăsăm să curgă lucrurile așa cum trebuie. Să decidă ei copiii, să nu ne mai căsătorim copiii de la o vârstă fragedă, 13, 14, 15 ani, pentru că e chinuim, n-am niciun câștig. Noi vedem lucrurile, suntem obligați, noi cei care suntem de vârsta între 30, 35 de ani, să facem ceea ce zic părinții noștri, bunicii și tradiția. Dar tradiția câteodată nu ajută. Vremurile de demult s-au schimbat. Nu mai e să se căsătorească copiii de la 10-11 ani. Acum ne lasă părinții să ne trăim copilăria și când vine timpul trebuie și să ne căsătorim, să avem familia noastră, să ne vedem de casa noastră, cum e la toată lumea. Părinții noștri s-au gândit mai bine ca noi să facem școala, ca să știm, să avem mai mare cunoștință, să ne ducem la școală și la 12-13 ani noi nu știam ce e să trăiești așa măritată și să ai casă, să ai copii. Și așa la 17 ani, 18 ani, mult mai bine că avem și noi școala. Prietenii mei, acum mai nou, cam toată lumea se căsătoresc la 17 ani, 18 ani. E mult mai bine. Suntem și noi mai adulți, mai cu altă gândire, mai maturi. Ca lider al mișcării de femei, în 19 ani, am încercat pe cât am putut să realizez un statut normal al femeii în România, indiferent de etnie. Deci sunt în cooperare și cu organizații de femei din etnia romă și în anumite programe chiar le invit cu mare plăcere pentru că este nevoie de parteneriat. Este nevoie după 19 ani să ne dăm mâna să rezolvăm problematica societății civile românești. Indiferent de faptul că ești român, ești maghiar, ești rom, ești turc, tătar, în România sunt 19 minorități care trăiesc și doresc să trăiască într-o bună înțelegere, pentru că nu este nevoie decât de respect reciproc. Avem nevoie să vedem fiecare dintre noi cum putem să schimbăm ceva în bine pentru neamul nostru. Și cred eu că mediatizarea excesivă a problemei privită negativ nu poate duce sau nu duce întotdeauna la rezolvarea a problemei. Sigur că etnia romă are o tradiție culturală pe care și-o respectă și pentru asta sunt demn de laudă. Este normal ca fiecare în neamul său
să-și probace mai departe prin familie datinile, tradițiile și să se impună într-o societate în care există posibilitatea de dezvoltare. Cred eu că faptul că la un moment dat tinerii în etnia romă se căsătoreau mai devreme sau erau invitați să intre în această instituție a mariajului la vârste precoce, a trezit un semn de întrebare foarte mare, pentru că nu era conform legislației țării, dar acest lucru treptat s-a rezolvat și, după câte știu, discutând cu femeile rome, am înțeles că această vârstă precoce s-a transformat și a ajuns la o etate normală, la ieșirea din adolescență, ceea ce este foarte bine. Se poate spune că familia de rome este mult mai aplecată spre a fi consolidată și a rămâne împreună, ceea ce este un lucru deosebit în secolul 21 și mileniul 3, pentru că, din păcate, celula de bază aceasta a familiei s-a cam pierdut ca instituție. Și asta e tot din lipsă de educație. Și atunci hai să ne educăm reciproc, să fim în așa fel, în aceeași barcă, cum se spune, ca să construim și nu să distrugem. Nu sunt de acord că s-au distrus tradiții chiar la români după 1989. S-au pierdut niște tradiții bune. Hai să luăm niște exemple de la cei care știu să-și respecte tradițiile, dar doresc deschidere de ambele părți. Adică și românii să privească cu înțelegere și respect tradițiile romilor, dar și romii la fel să respecte pe români. Hai să fim împreună în aceeași țară, România, nu? Nu avem altă soluție. În calitatea mea de lider al mișcării de femei, doresc foarte mult să asigur femeile din etnia romă că avem tot interesul să vă fim aproape și să ne fiți aproape. Și faptul că s-a rezolvat sau se încearcă treptate să se rezolve problema aceasta a căsătoriei precoce este, din punctul meu de vedere, o soluție și o recomandare să se facă cu foarte mare delicatețe, pentru că există în acest pas important în viața unui om care dorește să păsească în mariaj nevoie de înțelegere. Tot ce se face forțat, pe repede înainte, acum trebuie să facem mai repede, pentru că copiii noștri trebuie să se căsătorească și să intre în acest mariaj și să fie împreună fideli unul altuia, nu se poate impune. Și faptul că încetul cu încetul, atât tinerele fete cât și tinerii băieți, își dau seama că trebuie întâi să se maturizeze, să se cunoască și sufletește, intelectual, și apoi să facă pasul cel hotărător, este cel mai bună, cel mai normal pas în societatea modernă în care suntem. Trebuie să încercați, femei rome, să imprimați modernitate în căsătorii, dar înțelegând dumneavoastră ce înseamnă a fi modern, păstându-ți tradiția și fiind în continuare mândru că ești țigană, mândru că ești român. E normal. Suntem o țară deschisă Europei, dar păstrându-ne tradițiile noastre în așa fel încât să fie bine pentru copiii noștri. Deci copiii romi trebuie să întindă puțin antenele spre Europa, dar să nu se hazardeze în a primi ceea ce nu este bun. Trebuie să luăm ceea ce este bun din exterior și să aducem interior în așa măsură în care aceste lucruri ne convin. Această tradiție pe care etnia romă o are a pornit de la o intenție bună. Aș feri copiii de rele. Mai degrabă să-i vadă uniți într-o familie mai repede decât să fie expuși unor pericole ca prostituția, traficul de ființe umane, sărăcie, minciună. Sigur, este foarte bine așa.
Dar încetul cu încetul, ținându-i tot aproape, pentru că și românii țin copii aproape până la 18 ani. Deci îi ținem tot lângă noi și îi educăm ca părinți. Permițându-le să facă pasul spre mariaj mai aproape de vârsta maturității, pentru că atunci vor putea să își întemeieze și ei o familie pe niște precepte normale. Mirichindu-si na de toven o ternețaia vaiceave ketanes sar romia o rom. Odolesce me penatumenge, odola terne, lengo gindo, lengo dușo, sinai baro. Von opral disuna sar acanasi von bare manușa, aba andre sinai perdo pe manușesco gindosa. Romia, daia, and familia, sas ilo, pe sa. A von si cade pengo ciavore, te hachares, o buti purane, amaro tradizionalne buti. Ai lengo pacai mosas, lengo hachari mosas, cana o mesi cavava miri expertisa, miri buti, miri chaiake, miri ciavoresche, silen e jorte gial anglan lengo civi pesa, lengo traiosa. Adives, ovrama parudan. Penaptumenge acana joralo signalo, daia, romia andokere, tai dada. Den sat tumengo shor, tai motivația, tumare chavorenge, te von ovena skolime. Jorales skolime. Odoleske, odova ando moderno civilizacija adadivesko Evropa, tai tema, si iek korkoro glitska, glisos, de gial anglal. E corcoro vudar, cana o chavoresi laces educativne, silen jor te jal anglal ando amaro societi. O dovasi o chatsu cam limos, cana cameste cam lestumare chavore, den lenge educația. Familia tradițională romă își trage seva din izvorul purității. Castitatea miresei reprezintă în cultura tradițională a romilor o valoare excepțională datorită faptului că se află la baza moralei romane, la baza concepției de pur și impur. Fecioara devenită femeie, din prima dimineață împreună cu soțul ei, însoțită de tinere femei, merg și duc apa tinereții la toate familiile romilor. Lucrul acesta se întâmplă dis de dimineață, fiind primul început, ce va lega pe cei doi într-o viață pură ca simbolul castității lor. Așa numitul preț al miresei reprezintă tocmai această valoare, alături de frumusețe, modestie, hărnicie și fertilitate. Izvorul purității este femeia romă, pentru că ea este cea care dă naștere și mai apoi transmite în cadrul familiei această valoare de preț, castitatea, ca o flacără roșie, vie, ca și pasiunea, și păstrată așa din timpuri străvechi și până azi. Poate și de aceea, a doua zi după noaptea nunții, rochia purtată de noua soție va fi roșie ca simbol al pasiunii și al vieții. În acest fel, femeia romă dă unitate și sens familiei, fiind cea care va transmite obiceiurile și normele, codul comunității rome. Familia este valoarea fundamentală a culturii rome. Căsătoria tradițională la romi se face prin consensul celor două familii, fără necesitatea unei oficializări externe. Numai prin căsătorie, ochiavo, băiatul, și eșei, fata, intră în rândul membrilor neamului devenind rom, om de-al nostru, soț, și romi, femeie de-a noastră, soție. Căsătoria este o alianță pentru întreaga viață între cele două familii, relația de încuscrire fiind la fel de puternică precum cea de sânge, membrii celor două familii având obligația să se sprijine reciproc în orice situație. Căsătoriile timpurii au de asemenea rolul de a asigura acomodarea psihologică, atât a membrilor cuplului marital, cât și a membrilor celor două familii. O altă cauză a căsătoriilor timpurii la romi este de natură istorică. În vremea robiei, 1374-1856, boierii obișnuiau să-și folosească roabele ca femei de atac, aflate inclusiv la dispoziția oaspeților. În acest sens, erau preferate fetele virgine. Așadar, pentru a le feri de un asemenea statut, familiile rome preferau să le mărite mai repede.
Comunitățile tradiționale rome sunt puse astăzi în fața unei problematici complexe. Pe de o parte, păstrarea cutumelor străvechi și, pe de altă parte, acceptarea legislației internaționale care prevede interzicerea căsătoriilor timpurii. Ultimele decenii au determinat modificări substanțiale în viața familiilor rome. Tot mai mulți tineri simt necesitatea integrării în specificul cultural și civilizațional al societăților în mijlocul cărora trăiesc. Încercând să păstreze obiceiurile vechi, tradiția definitorie a comunității, tinerii romi se adaptează realităților contemporane. Astăzi există puține popoare care să-și fi păstrat aproape neatinse atât de multe din trăsăturile fundamentale ale locului de baștină, așa cum au reușit romii. Cultura romilor este o cultură nescrisă, transmisă din generație în generație pe cale orală și, desigur că, una dintre trăsăturile definitorii este aceea de a fi o cultură vie, dinamică, păstrând în anumite linii matricea și acceptând, în același timp, interferențele culturii dominante. Cultura romă nu trebuie confundată cu cultura sărăciei, trebuie acceptată și înțeleasă ca o cultură, în mod inevitabil, diferită. Astăzi nu mai există spații comune, teritorii libere, unde romii să se așeze pentru un timp și să trăiască în voie. Totul are stăpân, peste tot sunt frontiere. Înseamnă oare aceasta că s-a încheiat călătoria? Nu. Visul călătoriei este viu, călătoria este fără sfârșit. Romii au înțeles că fac parte dintr-o Europa democrată, de aceea acum, astăzi, și-au schimbat cursul vieții democratic și liber. Într-o Europa care va trebui să înțeleagă și ea pe ei. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o ediție, ca de obicei, specială a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Am început această emisiune cu un film documentar pe care, care l-am aici, Între tradiție și lege, un film documentar realizat de Fundația Cultural, Social-Culturală a Romilor Ioan Ciobă. Și, pornind de la acest film, vrem să aflăm mai multe despre priorități, despre viața, despre nevoile în comunitățile de romi din România, bineînțeles pe dimensiunea spirituală. O avem alături de noi pentru prima dată la emisiunea Calea Adevărului și Viața pe Luminița Ciobă. Bine ați venit, doamna Luminița Ciobă. Vă mulțumesc foarte mult și lăudați și glorificați să fie numele lui Iisus Hristos. Mulți vă cunosc în România, prințesa Luminița Ciobă, sunteți fiica regelui Ciobă, dar noi aici v-am invitat în calitate de președinte, de lider a acestei fundații social-culturale romilor Ioan Ciobă. Și am vrea să aflăm mai multe despre dumneavoastră. De obicei, pe cei pe care invităm pentru prima dată, îi întrebăm lucruri legate de umbrarea lor cu Domnul, de modul cum le-au cunoscut pe Dumnezeu. Vreau să aflăm mai multe despre ei. Deci, Luminița Ciobă, pentru cei care au auzit despre dumneavoastră, cine sunteți și știu cum ați început această umbrare cu Domnul de multă vreme? Slava să-L împodobească, pacea să fie în inima noastră mereu. Și dragostea lui Iisus întotdeauna să ne lumineze calea spre adevăr și spre viață. Cum l-am cunoscut eu pe Iisus? L-am cunoscut pe Iisus când eram foarte mică. Vedeți dumneavoastră, noi venim dintr-o lume, cel puțin eu vin dintr-o lume nomadă. O lume care a crescut în cort, în șatră.
Și mi-aduc aminte, ori de câte ori mă gândesc, că oamenii aceștia, romii, erau foarte aproape de Dumnezeu, dar ei nu îl cunoșteau. Îl cunoșteau doar de Crăciun, de Paști. Și e foarte interesant, îl cunoșteau atunci când se puneau să doarmă și când se trezeau. Oamenii aceștia îngenunchiau, își făceau cruce și se rugau. Apoi ei dormeau, la fel și dimineața când se trezeau. Și rugăciunile lor erau niște rugăciuni altfel decât sunt scrise cele în Biblie. Așa cum îl percepeau ei la vremea aceea pe Dumnezeu, Creatorul, Atotputernicul, Ființa Supremă, care este stăpână pe viața noastră. Romii din care eu provin, romii nomași și călderari, sunt niște oameni cinstiți, niște oameni cărora întotdeauna le-a plăcut să muncească. Prin muncă, ei și-au câștigat existența. Și munca aceasta le nobila, era tot timpul o întrecere între ei. O întrecere, cine are pe vremea aceea mai de mult, cine avea cei mai mulți galbeni, cel mai mult aur. Pentru că oamenii aceștia nu-și cumpărau o casă, nu-și cumpărau haine de firmă, ei își coseau hainele. Și oamenii aceștia, ce înțelegeau ei să cumpere pe bani, în care se investească? Se investească în aur. Dacă românii acum ar fi cunoscut poporul rom în adevăratul sens al cuvântului, ar fi făcut la fel o investiție foarte bună, nu ca să falimenteze toate economiile la Caritas și la femei. Romii au investit în aur și asta investesc și astăzi. Doar că astăzi viața s-a schimbat. Ei au înțeles că aurul acesta rămâne aici pe pământ. Și aurul acesta nu poate să-ți dea siguranța zilei de mâine. Și atunci, repede, conducătorul lor a investit tot în aur, dar de data aceasta predându-și viața în fața celui minunat, celui glorificat, celui căruia vrea să-i dedici toată viața ta cu trup și suflet, Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbiți de liderul din acea vreme, Ioan Ceaba, probabil. Da, vedeți, întotdeauna au existat oamenii aceștia, acum am sărit de la viața nomadă până în ziua de astăzi. Dar, vedeți, așa sunt scriitorii. Haideți să ne reîntoarcem la viața aceea nomadă. Să mai stăm puțin acolo. Chiar dacă acum lumea știe, sunteți stabiliți mare parte din voastră în zona Sibiu. De acolo sunteți, v-am vizitat, aveți case, sunteți așezați, v-ați stabilit. Dar ne spuneți că începuturile dumneavoastră au fost începuturile comunității și viața de până nu de mult a fost o viață nomadă, având printre valori aceea de a investi în aur ca un lucru nepieritor și de valoare. Da, deci întotdeauna oamenii aceștia au căutat ceva care să le asigure, ceva care nu se devalorizează. Și aurul niciodată nu se devalorizează. Și noi am trăit o viață nomadă, așa cum vă spuneam. Mergeam din sat în sat. Oamenii aveau nevoie de munca noastră pentru că noi făceam cazane de țuică, căldări de aramă și nici în ziua de astăzi nu se pot cumpăra aceste cazane de țuică și căldări din cupru pe care le fac meșterii căldărari romi. Ei aveau această meserie și o învățau din tată în fiu și astăzi, nu știu de ce vedeți, vorbesc un pic despre viața nomadă și trebuie să mă refer la astăzi. Astăzi oamenii aceștia, mare parte din ei, doar generația de 50 de ani mai știe și mai face aceste lucrări
în aramă, iar tânăra generație și-a pierdut această îndelinicire în prelucrarea metalelor, pentru că și aici trebuie o tehnică și copiii aceștia tineretul nu mai știu să lucreze. Au pierdut meseria. Ar trebui să reînvețe din nou să meseria tradițională, pentru că aceasta le asigura lor existența zilei de mâine. Ce era parte de identitatea lor, într-un fel, aceasta? Da, era identitatea lor și lucrau în aramă și mi-aduc aminte că odată un om sărman, era mai sărman așa, a cumpărat o foaie de alamă. Arama este roșiatică și alama este galbenă, strălucește. Și el a cumpărat o foaie de alamă și a tot construit din ea fărașe, ligheane, până când a trecut pe acolo bunicul meu și când a văzut ce lucrează omul acela, s-a oprit și i-a spus, de unde ai luat alama asta? Și el a zis, am cumpărat-o de la un om. Oprește-te, i-a spus, nu e alamă. Păi cum? Păi, tu nu-ți dai seama ce e? E alamă, zicea el. Nu e alamă, e aur. Vedeți? Deci și omul acela când a aflat că este aur, săracul ce-a pățit, s-a dus înapoi la sătenii, la țăranii unde le vânduse recăldările, ce făcuse el fărașe, ligheane, le-a dat banii însutit să-și recupereze averea pe care n-a știut să o folosească. Este foarte, foarte greu când nu știi să-ți folosești viața, averea ce ți-a dat-o Dumnezeu. Pentru că viața omului este, viața omului, averea omului este viața. Și Dumnezeu ți-a dat-o așa cum a dorit El. La unii viața a dat-o pentru câteva zile, la alții pentru 20-30 de ani, pentru 50 de ani, pentru 80 de ani. La Sibiu, în Porumbacul de jos, este un rom bătrân, îl cheamă Grancea Traian, are 108 ani. L-a binecuvântat Dumnezeu cu așa o vârstă frumoasă și i-am spus, unchiule Traiane, ce mai aștepți? Dumnezeu a așteptat 108 ani, te-a așteptat pe tine, ți-a dat o minte lucidă, încă știi de tine, poți vorbi, ne poți spune ce s-a întâmplat în anii trecuți. Acum este timpul să te pocăiești. Și el, plângând, am aflat că vrea să facă acest botez cu Domnul. Vrea să-și predea viața în mâna Domnului. Și poate că emisiunea asta îl va convinge pe el și pe mulți alții pe care Domnul îi așteaptă de 10 de ani de zile să se da, pe unii Dumnezeu este cel mai răbdător cu unii și dacă numele lor este înscris în cartea vieții, omul acela va veni. Pentru că Dumnezeu își alege oamenii pe cine vrea El. Și eu m-aș bucura foarte mult ca oamenii să alerge spre Dumnezeu pentru că timpul este foarte aproape. Mai vorbim de puțin de vremurile de la acelea de început. Vom vorbi puțin despre prioritățile spirituale momentului. Da. Sunt mulți, nu știu exact cum, dintr-o viață nomadă, având focalizarea pe pe a investi în aur, în a face unelte, instrumente, a ajuta comunitățile de români pe unde treceau. De la o viață nomadă a trecut la o altfel de viață. Mă refer acum la comunitățile de romi călderari și nomazi și aveți o poziție și o prezență în comunitatea de Sibiu și nu numai, în multe locuri din țară remarcabilă. Cum a fost? Când s-a întâmplat asta? Mulți nu cunosc. Mulți nu știu. S-a întâmplat. E foarte mult. Dumneavoastră nu aveți timp în emisiune să vorbesc despre tot. Am să trec așa succint peste câteva etape să vă spun. Deci până în anii 1950, romii au fost nomazi. În timpul celui de-al doilea război mondial, ei au fost deportați în Transnistria și acolo, datorită aurului, ei au putut să supraviețuiască, cei care au avut aur.
cei care n-au avut aur n-au putut să supraviețuiască și Transnistria este pentru romi un alt fel de Auschwitz pe care oamenii nu-l cunosc și despre care nu știu ce s-a întâmplat. Un Auschwitz nu prin camere de gazare, un Auschwitz prin foamete și frig. Prin exterminare, prin foame da, și frig. Da, prin frig și foamete. Poate că sigur am să vă dau să preluați filmul Lacrimi Romanești și oamenii o să vadă despre aceasta. E un film documentar pe care l-ați realizat pe tema aceasta Holocaustului da. Legat de comunitățile de romi. Este un film la care eu am lucrat 4 ani de zile, am muncit foarte mult și m-a ajutat elitele cinematografiei din România și aș vrea să mulțumesc pe această cale doamnei Nita Chivulescu, care a făcut montajul filmului. Cu regret am să spun că în versiunea română m-a ajutat și gratis, deci fără bani, Florian Pitiș. El recită o poezie Îngeri țigani, scrisă de mine. Și foarte, foarte mulți alți oameni. Filmul este foarte bine realizat, a participat la multe festivaluri internaționale de film, a participat la Festivalul Internațional de Film de la Londra, având și premiera mondială acolo. Apoi am fost cu el în Macedonia, la Skopje. Am participat cu el în Olanda, în Suedia, în Ucraina, în Italia, acum o săptămână. Astăzi plec spre Chișinău și îl voi prezenta acolo. Sperăm că o să-l vedem și noi pe Alfa Omega integral în una din săptămânile viitoare. Să revenim la momentul Transnistria. Spuneați de anii 50 când mulți romi au fost deportați acolo. După această deportare a romilor, tatăl meu, care avea atunci 7 ani când a fost deportat, el le promitea copiilor că în jocurile lui, așa cum ne povestea, că niciodată nu vor mai suferi. Și, vedeți, el a fost omul care a făcut trecerea de la nomadism spre o viață normală. El a fost primul care și-a construit o casă. În anii 60, noi ne-am construit prima casă la Târgu Cărbunești, județul Gorj. Apoi ceilalți oameni, când au văzut că o casă le apără de frigul iernii și imediat i-au urmat exemplul. Când el și-a dat copiii la școală, imediat ceilalți i-au urmat exemplul. Dar și această trecere tot el a făcut-o. Pe urmă, el a fost primul care și-a luat un permis de conducere. El a fost primul care a călătorit cu avionul. El a fost primul om care a construit o biserică Domnului. Și dacă îl întrebai din tot ce a realizat el, din toată politica pe care a făcut-o pentru îmbunătățirea vieții romilor, el spunea că cel mai minunat lucru este ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și că faptul că a construit și că va construi o biserică la Sibiu este lucrul cel mai minunat din viața sa. Celelalte toate sunt gunoaie în fața lui Dumnezeu. Dar în fața oamenilor și mai ales a poporului rom sunt foarte binevenite pentru că fără educație foarte greu te descurci. Vedeți, calvarul acesta nu s-a terminat. Oamenii își doresc o viață bună. Nimeni, dacă întrebi oamenii ce și-ar dori, cu toții și-ar dori o viață mai bună. Pentru că așa este omul. Dar viața aceasta mai bună, fără Dumnezeu, nu există viață. Chiar dacă îți dă siguranță pentru câteva clipe să fii cel mai bogat,
să fii cel mai aplaudat, să fii cel mai extraordinar om. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, ești un om pierdut. Și oamenii noștri simpli, oamenii romi, au înțeles lucrul acesta. Vedeți, când ai în fața ta un lider care le-a adus schimbarea, așa cum acest lider minunat, care mi-a fost mie tatăl, Ion Cioabă, el le-a adus în viața lor schimbarea. Schimbarea aceasta de a trece de la o închinare în fața unei icoane, să te închini în duh și în adevăr, așa cum îi place lui Dumnezeu, să te închini lui și numai lui și numai în fața lui, în fața tronului său divin, să îngenunchezi și să te rogi. Țelul cel mai important al tuturor oamenilor, indiferent că ești tânăr, că ești copil sau bătrân, trebuie să fie în primul și în primul rând calea, adevărul și viața. Trebuie să-ți predai viața aceluia ce poate să-ți ofere veșnicia. Să rămânem cu acest gând. Vă așteptăm la o întâlnire viitoare, tot cu Lumița Cioabă, în studioul Alfa Omega. Te vede Dumnezeu să vă binecuvânteze.